În centrul ploieștiului, puțin trecut de ora 12, termometrul indica deja o temperatură de peste 30 de grade Celsius. Cum județul Prahova se află sub cod galben de caniculă, valabil până joi, 23 iulie, ploieștenii s-au sufocat la propriu. Dacă cei mai mulți au căutat locuri îmbroase unde să se răcorească? Alții au ales să bea un pahar de apă rece. Foarte greu. Cum vi se pare ideea municipalității de a, -a da? Foarte bună, bună, foarte bună. Chiar simțeam că mi se face rău de sete și vreau să trec strada dincolo să iau ne, un da de de cu apă. Foarte bine ne rău că cu de apă. E foarte bună, binevenită. Dar de ce ați ales să ieșiți la ora de vârf în oras? Nevoia, nevoia de a face ceva. Mulțumesc. Nu mai bună, foarte bună, mai bună spui la piață. Aici spui foarte bună că au gândit cei care au făcut, au avut inițiativa asta ceva ca lume, da. În oraș au fost amplasate trei pavilioane de prim ajutor, la Casa Sindicatelor, în fața primăriei și în centrul civic, toate dotate cu dozatoare cu apă. În mai puțin de o oră și jumătate de la instalare, aproximativ 50 de litri de apă au fost consumați de către trecători. Iar cum în locuințe, la orele de vârf, aerul parcă este insuportabil, Trei cetățeni au decis să se odihnească în locuri publice, pe iarbă verde, la aer curat. În imaginile surprinse de obiectivul camerei de luat vederi, se poate observa cum nici zgomotul traficului, dar nici trecătorii nu-i deranjează pe cei trei somnoroși, care au ales fie o bancă, fie pașiștea ca loc de odihnă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru zilele ce urmează. Temperaturile vor depăși 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va ajunge până în pragul critic de 80 de unități. Astfel, ploiștenilor nu le mai rămâne nimic de făcut decât să evite expunerea la soare în orele de vârf sau să se protejeze în cazul în care sunt nevoiți să iasă din case.